Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Guvernul PSD-PNL se pregătește să crească dramatic taxele și impozitele în încercarea de a mai strânge niște bani la un buget care a venit, care a devenit complet dezechilibrat. Deficitul a depășit 45 de miliarde de lei. Asta pune în pericol fondurile europene. Există o regulă în Uniune care impune țărilor membre să țină sub control deficitele bugetare. Și asta după falimentul Greciei de acum, mă rog, 15, 13... Da, așa mult așa. A trecut mult. Ăla a fost un eveniment care a fost, de fapt, amorsat de irresponsabilitatea politicienilor, care au dus politici stupide din punct de vedere economic ani și ani la rând, așa cum se întâmplă și în România. Și, mă rog, ăla a fost un eveniment care a pus în mare dificultate sistemele financiare europene și globale. De-aia, mai, reguli mai stricte de atunci și la noi. Politicienii sunt totalmente irresponsabili în privința asta. De ani și ani de zile risipesc banul public fără niciun fel de jenă și nici când situația devine critică, așa cum este acum, iată, guvernanții nu vor să facă ceea ce trebuie făcut. Și anume, să oprească bătaia de joc față de banii publici, să mai taie din cheltuielile nesimțite, să restrângă aparatul bugetar umflat cu pompa, tot de la cetățean vor să ia. Și în timp ce economia privată va fi supusă la noi biruri, în sistemul bugetar nici vorbă de reduceri, ba chiar din potrivă. Tot anul acesta, adică de-a lungul întregului an, au continuat angajările în sistemul de stat. Sunt peste 4.000 de noi angajați la stat de la începutul anului, deci se angajează cu miile. În ciuda promisiunilor că această proliferare a bugetarilor va fi totuși curmată. Iar acesta e un proces continuu, adică nu s-a întâmplat doar anul ăsta, nu e un accident. Potrivit unei anchete Europa Liberă, în ultimii 5 ani, numărul de angajați la stat a crescut cu aproape 64.000 de angajați. 64.000, adică practic în această perioadă la stat a fost angajată populația unei capitale de județ, precum Focșani sau Târgoviște sau Tulcea sau Alba Iulia. Acestea sunt orașe care au 60-65 de mii de locuitori. Vi se pare normal? Adică, bun, s-au angajat atât de mulți, dar unde este creșterea calității în serviciile oferite de stat după astfel de angajări? Și apropo, salariile și sporurile tuturor acestor angajați atârnă îngrozitor de greu în bugetul de stat. Adică, iată, în 2021, din totalul veniturilor la buget, deci câți bani încasa statul, cheltuielile cu salariile angajaților statului reprezentau 34%, în timp ce media europeană este 22%. Și nu doar că salariile acestor angajați sunt atât de greu de susținut, dar enorm de multe sunt niște impertinențe de mii de euro lunare, că sunt și foarte mari, fără nicio justificare. Practic sunt sinecuri inventate special pentru clientela de partid, care s-a transformat într-o colonie de dăunători care parazitează și sug de vlagă veniturile publice. Iată cazul unei companii de stat care are 7 angajați și 7 șefi. Pierderi de 2,7 milioane de lei, dar care își plătește cei 14 angajați cu 10.000 de euro. Este vorba de o societate pe nume Active Conexe S.A. Pe scurt, când Ford a cumpărat uzinele auto de la Craiova, a vrut doar activele de producție propriu-zise. Și statul a rămas cu niște hale, niște terenuri, Ford a zis, nu, nu dăm bani pe ele, că nu ne trebuie ca să producem. Astea păstrați-le voi. Și atunci s-a făcut firma asta, Active Conexe, tocmai ca să fie valorificate și închiriate aceste imobile proprietate de stat. Un lucru de care, de altfel, se ocupă regia protocolului de stat. Adică puteau să le dea celor de acolo să facă asta, dar nu au inventat alta. Treaba merge atât de bine, cum spuneam, că societatea pierde milioane de lei anual. Dar are la 7 angajați 7 membri în Consiliul de Administrație, care iau câte 10.000 de euro anual pentru practic nimic. După cum recunoaște chiar unul dintre ei, un penelist din Iași, intervievat de publicația 7 Iași, și ca să fie clar, ăștia 10.000 de euro sunt doar un bonus. Pentru că aceste persoane, oamenii sunt oricum angajați pe alte funcții la stat. Ei nu trăiesc din mizilicurile astea de 10.000 de euro pe an într-un consiliu de administrație unde nu faci nimic. Adică acolo iau salarii și sporuri cu miile de euro lunar. Liberalul de care spuneam e și secretar general adjunct la guvern. Dar are atât de mult timp liber în funcția asta de importantă în statul român încât își permite să fie și membru prin consiliul de administrație. Bun, și altfel, compania asta Active Conexe mai are, în afară de pierderi de milioane de lei, și cheltuieli de tip căpușă și șperț.
cum ar fi, de exemplu, să plătească jumătate de milion de lei unei firme de avocatură care are conexiuni politice bine înșurubate, că nici banii ăștia nu se dau oricui. Numai cine trebuie să ia și cine este mufat la fluxul de venituri primește bănuții ăștia. Deci ăsta este doar un caz din mii de cazuri asemănătoare în România. Bugetul României e făcut ciur de politicienii responsabili, dar acum aceștia vor încerca să peticească găurile astea tot cu ce reușesc să mai jupoaie de pe cetățeni. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.